Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit de la această oră să urmăriți prima parte a sintezei celor mai importante evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlamentul României. Iată ce veți vedea astăzi! Noile legi ale educației au trecut de votul Parlamentului. Camera Deputaților a aprobat ordonanța Guvernului privind ocuparea cu celeritate a funcțiilor publice vacante cu atribuții în implementarea PNRR. Salariații primăriilor vor putea beneficia de decontarea cheltuielilor destinate navetei. Senatorul PNL de Iași, Liviu Brătescu, propune un proiect legislativ pentru reabilitarea monumentelor istorice aflate într-o stare avansată de degradare. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. După dezbateri maraton, prelungite de insistența cu care partidele din opoziție și-au susținut amendamentele respinse, noile legi ale educației au fost adoptate de Senat în calitate de cameră decizională. Parlamentul a dat undă verde noilor reglementări din educație, chiar în ziua în care dascălii începeau greva generală. După aproximativ 2 luni de la punerea lor în dezbatere, noile legi ale educației au ajuns la votul final din Parlament. Ministrul Educației a venit în fața senatorilor pentru a susține cele 2 proiecte normative, legea învățământului preuniversitar și legea învățământului superior, legi elaborate, așa cum susține Ligia Deca, pe baza raportului România Educată. În ceea ce privește învățământul preuniversitar, există o serie de modificări ale examenelor naționale, cum ar fi introducerea religiei ca materie opțională la bacalaureat sau organizarea, pentru admiterea la liceu, a unui examen separat pentru ocuparea 60% din locuri în funcție de profilul liceului. O altă modificare se referă la reintroducerea posibilității exmatriculării elevilor în cazuri foarte grave. Pachetul de legi ale educației reprezintă un obiectiv ambițios, dar realizabil. Un viitor mai bun pentru toți copiii și tinerii din România. Suntem într-un moment istoric. După 12 ani și multiple schimbări în societate, pandemia de COVID-19, schimbările tehnologice semnificative și evoluțiile geopolitice, a ajuns la votul final legea învățământului preuniversitar, menită să răspundă provocărilor existente și viitoare, pentru ca educația să redevină temelia unei societăți bazate pe valori. În ceea ce privește legea învățământului universitar, ministrul educației a reamintit introducerea învățământului superior în mod dual și a unor programe menite să combată abandonul universitar. Sunt incluse de asemenea o serie de modificări referitoare la salarizarea cadrelor didactice din învățământul universitar și se prevăd măsuri mai stricte în vederea întăririi eticii în mediul academic. Senatorii din opoziție au criticat cele 2 proiecte de lege, susținând că acestea nu rezolvă problemele învățământului românesc. Domnul ministru, v-ați ridicat în slăvi inițiativa și ne-ați explicat cât de mare a fost interesul pentru a o trece prin Parlament. Vă reamintesc că a trecut pe repede înainte, vă reamintesc că s-a lucrat la foc continuu, sâmbătă și așa mai departe, pentru a trece cu tancul peste orice înseamnă discuție și dezbatere pe punctele fundamentale de care are nevoie învățământul românesc. Și întrebarea mea este foarte simplă. Cum vă explicați că astăzi, când veniți în plen atât de triumfalist, profesorii din România sunt în grevă pentru că dumneavoastră ați împins în Parlament o lege care are multe lacune, dar una e foarte clară, vă bateți joc în continuare de salariile profesorilor. Vorbim despre 2 proiecte legislative care stau în dezbaterea Parlamentului de aproximativ 50 de zile. Vorbim despre aproape 2 luni de dezbatere parlamentară, serioasă, așezată. Fiecare amendament depus a fost discutat atât la Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților, cât și la Comisia de Învățământ din Senat. Au existat toate oportunitățile pentru dezbatere și pe fond și pe tehnică, iar în ceea ce privește revendicările cadrelor didactice, așa cum știm cu toții, ele se leagă de grila de salarizare care se află în legea salarizării, nu în legile educației. Această dezbatere ar trebui suspendată până la identificarea unor soluții reale și aplicabile de îndată privind salarizarea cadrelor didactice. Așa s-ar fi întâmplat într-o altă țară unde educația ar fi fost prioritară. Am făcut dintr-o lege 2. În rest, nimic. Unde este reforma, stimați colegi? În adăugarea unei probe în plus la admiterea la liceu? Ați adăugat singura materie obligatorie prin lege, în trunchiul comun, religia.
pe celelalte le stabilește ministerul. Asta e reforma? Proiectele normative au fost susținute de parlamentarii din coaliția aflată la guvernare. Aceștia au subliniat că cele două legi ale educației vor schimba faza învățământului românesc. Rezultatele legilor pe care le votăm astăzi nu se vor vedea nici astăzi, nici mâine, ci în ani, probabil în generații. Ne exprimăm convingerea că aceste noi legi ale educației sunt legi bune, care vor schimba fața învățământului românesc și al societății românești în ansamblu ei. Cred că la o analiză onestă din punct de vedere intelectual, am putea constata că atât în proces cât și în rezultat, și aici avem în vedere însuși procesul de dezbatere, dar și în conținutul legii, stau de fapt niște resurse foarte importante pentru o transformare semnificativă și durabilă, atât pe învățământul preuniversitar, cât și pentru învățământul superior. Dezbaterea din Senat a celor două proiecte de lege a durat mai bine de 3 ore. Opoziția încercând să treacă în plen o mare parte a amendamentelor respinse în Comisia de Învățământ, însă fără niciun rezultat. La finalul dezbaterilor, noile legi ale educației au primit votul Senatului, vot decizional în acest caz, și vor merge la președinție pentru promulgare. Organizarea mai rapidă a concursurilor pentru ocuparea cu celeritate a funcțiilor publice vacante și temporar vacante, cu atribuții în implementarea Programului Național de Redresare și Reziliență, a fost aprobată de Parlament. Actul normativ emis de executiv a fost criticat de opoziție, deși guvernul a arătat că reformele asumate de România impun modificarea cadrului legal la acest capitol. Unul dintre actele normative emise de executiv ce are în vedere noi măsuri pentru implementarea mai rapidă a Planului Național de Redresare și Reziliență al României s-a aflat în dezbaterea plenului Camerei Deputaților. Ordonanța de urgență este în vigoare încă din vara anului trecut și are drept scop organizarea de concursuri în condițiile legii. Concret, legea presupune reducerea mai multor termene, având în vedere necesitatea ocupării cu celeritate a posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante din cadrul instituțiilor publice cu atribuții în coordonarea fondurilor din PNRR. După prezentarea raportului din partea comisiilor de specialitate în favoarea noului cadru legal, la dezbaterile generale, un fost ministru al muncii a arătat de ce derogarea de la codul administrativ nu este o soluție. Ați mărit salariile și ați permis acestor oameni o larghețe, o lejeritate mai mare decât o au restul funcționarilor publici și nu vă puneți problema în toate aceste reglementări, că înseamnă creșteri de salarii, că înseamnă o procedură specială, să puneți degetul pe rană și să cereți să și plătească, adică să fie și penalizați, adică să le fi scadă, de ce nu, salariile celor care nu îndeplinesc jaloanele și nu fac ca lucrurile să meargă bine în această țară. Posibilitatea regulamentară de explicare a votului a fost un nou prilej pentru parlamentari să-și exprime punctele de vedere cu privire la demersul executivului susținut de majoritate în Parlament. La Ministerul Sănătății, ca să vă dau doar un exemplu de porcărie, nici nu mai știu dacă e PSD-istă sau penalistă, că e cam același lucru, sunt peste 1000 de cabinete medicale de medicină de familie nedotate, cu toate că sute de contracte de consultanță de la prietenii voștri merg tot la prietenii voștri, jefuind banul public și PNRR. PSD-ul și PNL-ul aduc oamenii în funcții politice. Fals! Scoateți-vă oamenii din consiliile de administrație, că sunt 20 de companii în București, că încasează bani oamenii ăia în consiliile de administrație. Da, ăia useriști din 2020 de la campania locală. Unde sunt oamenii ăștia? Nu mai veniți aici și vă dați imaculați când aveți sute de oameni până administrațiile locale care încasează bani. Ordonanța de urgență a Guvernului privind ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante cu atribuții în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României a fost adoptată de Parlament cu 182 de voturi și 79 împotrivă. Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este inclus ca expropriator în domeniul sănătății. Asistenții sociali, cu drept de liberă practică, pot beneficia de vechime în muncă. Mai multe amănunte în rubrica știrilor pe scurt. Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care Ministerul Transporturilor este inclus ca expropriator în domeniul sănătății pentru unitățile spitalicești aflate în subordinea sa. Actul normativ modifică legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.
Proiectul de lege prevede că unitățile spitalicești, alături de unitățile administrativ-teritoriale, aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, vor putea fi reabilitate și modernizate în urma exproprierii pentru o cauză de utilitate publică. Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Plenul Camerei Deputaților a aprobat un proiect de lege care prevede că asistenții sociali cu drept de liberă practică vor beneficia de vechime în muncă. Actul normativ, care reglementează articolul 9 din legea 466 din 2004, mai prevede că perioada în care asistentul social a avut suspendat avizul de exercitare a profesiei nu va fi luată în calcul pentru vechime. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional. De la 1 ianuarie 2024, o parte dintre funcționarii publici și personalul contractual din primării vor avea posibilitatea să deconteze cheltuielile cu transportul către serviciu. Legea a intrat în dezbaterea Camerei Deputaților după ce a primit mai întâi votul în plenul Senatului. Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede posibilitatea decontării de la 1 ianuarie 2024 prin decizia Consiliului Local a cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primăriilor și din instituțiile și serviciile publice de interes local din comune. Proiectul de lege modifică și completează legea 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Astfel, autoritățile administrației publice locale din mediul rural vor putea include în bugetul local sume destinate pentru decontarea navetei a funcționarilor care locuiesc în altă localitate. Primăriile pot deconta banii pentru deplasările angajaților și o fi bine, o fi rău, unii merită, unii nu merită. Vedem exemple recente, chiar astăzi am citit un articol despre primăria din Comișani, Dâmbovița, în care consilierii PSD și angajaseră rudele pe acolo. Pentru fiecare om care muncește pe brânci în aparatul de stat, mai e cel puțin unul băgat decât un partid care nu face nimic și primește aceiași bani. Deci poate unii merită, poate unii nu merită. Cereți peste tot în mediul public reducerea cheltuielilor și veniți cu legi care nu fac altceva decât să adâncească bugetul în datorii mai mari ca să faceți ce? Să aduceți oameni din alte localități în funcționari publici, contractuali, în aparatul de specialitate a primăriei. Ce o să facă oamenii aia aduși din altă localitate pentru localitatea în care vor lucra? Creați și o nouă discriminare între categorii sociale. Nu toată lumea, nu vom putea plăti pentru toți oamenii care vor să meargă la servici decontarea navetei. Am ascultat aici mai multe inepții. 1. Va impacta bugetul de stat. Dacă ați citit proiectul de lege, ați vedea în primul rând că nu este o obligativitate, ci o opționalitate, pentru că sunt primării care își permit, sunt primării care nu își permit și asta este adevărul. Iar a doua chestiune, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că va impacta bugetul de stat. Nu, dacă ați citit proiectul de lege, v-ați putea lămuri de faptul că aici discutăm că acolo unde primăriile își permit să poată face acest lucru ca să nu-și piardă oamenii. N-ați rezolvat naveta elevilor și ați trecut la ceva ce arată cât haos și neseriozitate creați în această țară. Nu este vorba despre nimic altceva decât de a întreține un sistem administrativ în multe zone din țară ineficient. Da, eu o spun cu subiect și predicat. Cunosc primari care sunt performanți, localități care au surse de venituri proprii și cunosc localități care nu au. Nu au de ani de zile și care, o spun eu cu subiect și predicat, spre binele acestei țări. Pentru acestea trebuie o reformă administrativ-teritorială, nu idei de a mai da noi și noi bani pentru diverse alte forme de plată pentru angajați. Nu dă nimeni niciun leu nimănui, nimeni nu se plimbă dintr-o parte sau în alta, în alta și înapoi. Singura chestiune care se întâmplă este că acolo unde primarul, unitatea administrativ-teritorială, constată că pentru a atrage niște angajați în zone greu accesibile, de la distanțe mari,
Singura soluție pentru a putea să-i atrage este să decontezi transportul. E simplu. În unele situații, transportul poate costa mai mult decât salariul pe care îl încasezi. Și nu vine nimeni să lucreze acolo. Ce legătură are procentul de UAT-uri care se finanțează singur, deși și asta e o prostie, pentru că după aceea apelează la bugetul de stat din cote defalcate de TVA, bani luați de guvern tot de pe raza UAT-ului unde se produc acolo, e firesc să întoarcă, adică ați amestecat pe toate, și reforma administrativă, și cote defalcate, și 7%, și minciuni cum că se dă ceva cuiva. Nu! Punctual, acolo unde e nevoie să dai bani ca oamenii să vină de a depărta la serviciu, poți da sau nu dacă nu vrei. Proiectul de lege pentru decontarea cheltuielilor cu naveta personalului de specialitate din primării a fost votat cu 185 de voturi pentru și 89 de voturi împotrivă. Legea urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Senatorul PNL de Iași, Liviu Brătescu, propune un proiect legislativ pentru reabilitarea monumentelor istorice aflate într-o stare avansată de degradare. Liviu Brătescu a devenit parlamentar în iunie anul trecut, după ce colega sa de partid, Laura Iuliana Scântei, a preluat mandatul de judecător la Curtea Constituțională. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Domnule Brătescu, sunteți cercetător al Institutului de Istorie Adexenopol din Iași și de foarte puțin timp senator al României. Cum se împacă activitatea din Parlament cu activitatea academică? Eu am încercat încă din iunie anul trecut, când am depus jurământul ca senator, să-mi păstrez o bună parte din energia mea în continuare și pentru activitatea de cercetător, pentru că, știți cum e, funcțiile politice vin, pleacă, și atunci trebuie o anumită, din punctul meu de vedere, trebuie o anumită relaxare în viața politică, relaxare nu însemnând o lipsă de atenție sau de preocupare mai puțină, dar faptul că sunt cercetător îmi oferă o anumită libertate și forță, îmi place să-mi iasă, să cred în ceea ce fac din punct de vedere politic. Mi-am păstrat această activitate, lucrez și în prezent la o carte despre societatea civilă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. E adevărat, am amânat ceva timp, dar sper ca până la finalul acestui an să apară această lucrare. În Parlament lucrurile există o anumită dinamică evidentă a vieții parlamentare. Eu sunt membru în Comisia de Cultură și în Comisia de Știință, Tehnologie și Inovare. Vin după o anumită, să spunem așa, experiență acumulată în exercitarea unor funcții precum cea de membru în Consiliul de Administrație la TVR, de secretar de stat, consilier județean mai înainte. Adică nu mi-e străină dinamica aceasta a vieții politice de la București. Sunteți istoric. În ce domeniu se manifestă preocupările dumneavoastră legislative? Am depus un proiect de lege legat de identificarea unor mecanisme de finanțare pentru restaurarea monumentelor istorice. Să fiu foarte explicit. Cât am fost secretar de stat, am realizat împreună cu direcțiile județene de cultură o radiografie a situației monumentelor din România și trebuie să vă spun că la o primă analiză am identificat un număr de peste 800 de monumente la nivel național care se află astăzi într-o stare de colaps și precolaps. Proiectul meu e un apel, e un adevărat semnal de alarmă, îmi place să cred, adică așa l-am gândit, pentru că fără o intervenție rapidă financiară și fără o susținere financiară din partea statului român, ne putem trezi cu catastrofe. Nu vreau să se sperie nimeni, dar când la o primă strigare, să spunem, identifici 800 de monumente la nivel național care reprezintă un pericol și pentru siguranța publică, cred că e cazul cu toții să realizăm necesitatea unui sprijin din partea statului pentru clădirile acestea monument istoric. Noi vorbim adesea de cât de patrioți suntem, vorbim de identitate națională. Ei bine, textul meu de lege, care a trecut deja de Comisia de Buget, Finanțe și mulțumesc tuturor colegilor senatori PNL care l-au susținut și au semnat alături de mine acest proiect de lege, nu că are amprenta mea ca inițiator, dar cred că e un adevărat test pentru clasa politică românească. Adică putem, prin adoptarea acestui proiect de lege, și provoc în felul acesta pe toți colegii mei senatori și deputați, textul acesta de lege e un adevărat test pentru cât de mult ne pasă nouă de monumentele din România. Orice inițiativă legislativă trebuie să conțină sursa de finanțare. De unde credeți că va găsi guvernul bani pentru monumentele istorice? Am identificat și sursa de finanțare. Încă din anul 2016 există o lege care permite
Ministerului Culturii, în urma unui dialog cu Ministerul Finanțelor, evident, să intre în posesia 3% din profitul societăților care desfășoară activități în zona jocurilor de noroc. Deci e o lege mai veche, în felul acesta trecem la, practic dăm aplicabilitate acelui text de lege existent în anul 2016, deci pentru acest moment, acești 3% ar putea asigura intervențiile de urgență, adică să le punem în siguranță aceste clădiri, pentru că, așa cum am mai spus, ele reprezintă astăzi, din punctul meu de vedere, un adevărat pericol. Domnule senator, au fost adoptate de Parlament cele două legi ale educației. Considerați că acest cadru normativ este suficient pentru dezvoltarea sistemului de învățământ din România? Sunt un om care și-a început activitatea publică în învățământ, am fost profesor în învățământul preuniversitar, în continuare problematica învățământului preuniversitar, dar și acelui universitar mi este apropiată. Vreau să vă spun un lucru. Înțeleg foarte bine și așteptările foarte mari care au existat și care există față de astfel două astfel de proiecte de legi. Vorbind de două legi care schimbă destul de mult din sistemul de învățământ, sunt lucruri importante. Dacă ne gândim la sistemul acesta de burse, de faptul că se încearcă și o integrare, dacă vreți, a copiilor cu dizabilități, cu diferite probleme. Cred că e important ca statul român, știți, există acea vorbă, să nu lase pe nimeni în urmă. Ori dacă mă uit și la învățământul preuniversitar și la învățământul universitar, unde pentru prima dată se vorbește de importanța identificării unor mecanisme de susținere a celor care din diferite motive vor să abandoneze facultatea pe care o urmează la un moment dat. Evident, există și această problemă a salarizării. Nu ne putem face că nu există această problemă, dar eu sunt convins că până la urmă va fi rezolvată și aceasta, pentru că suntem într-o realitate pe care trebuie să ne asumăm. Modul în care sunt plătiți astăzi în România dascăle este unul insuficient, descurajant pentru cineva care termină o facultate de profil, dar eu sunt optimist cu privire la existența deja unor mecanisme, unor stimulente care sunt gândite în acest moment pentru a fi acordate celor care își asumă această carieră dificilă de dascăl. Sunteți parlamentar de Iași. Cu ce probleme vin la dumneavoastră cetățenii din colegiu? Dacă îmi permiteți, aș face o mică introducere. În primul rând, noi avem câteva proiecte importante la Iași. Vorbesc aici de Spitalul Regional, Institutul de Boli Cardiovasculare, cele două autostrăzi, A7 și A8, care au un impact enorm asupra, care vor avea un impact enorm asupra dezvoltării economice, sociale, culturale, chiar dacă vreți, a Iașului. Și evident că în condițiile în care a existat o bună perioadă de timp, o diferență de dezvoltare între Iași și restul țării. Vă dați seama, aceste trei proiecte, Institutul de Boli Cardiovasculare, Spitalul Regional, Autostrada, sunt proiecte pe care cetățenii ni le aduc în atenție de fiecare dată atunci când se întâlnesc cu noi. Și încercăm, prin dialog cu ministerele de resort, să le aducem aminte că Iașul nu mai poate fi neglijat. Iașul nu mai are răbdare ca decidenții de la București să-și aducă aminte de Iași doar pe 24 ianuarie. Interviul integral îl puteți viziona pe canalul YouTube al emisiunii. Atât pentru astăzi, vă aștept cu celelalte evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlament, mâine la ora 12:30. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!